give my congratulations to team of Timba. În primul rând trebuie să transmitem și felicitările noastre echipei din Timba. It's one team who until now the result who have is not the reality about the what they give in the court. Este o echipă care rezultatele care le-au până acum nu exprimă realitatea a ceea ce oferă în teren. Because I saw the most of their game, it was very close to win in Timișoara, in Steaua, in Ploiești, away. Pentru că am urmărit multe dintre meciurile lor, au fost foarte aproape să câștige și potriva celor la Timișoara și Steaua și chiar și în deplasarea de la Ploiești. And I'm sure if they continue like that, they have better result in the match. Și cu siguranță dacă vor continua această cale, vor avea rezultate mai bune în viitor. Sure, they deserve more than what they receive until now. Cu siguranță merită mult mai mult decât ceea ce au primit până acum. Why I said this? Because I was afraid a lot of this game. De ce spun aceste lucruri? Pentru că s-a temut foarte mult de acest meci. Maybe the score, maybe the picture of the game to look easy for us. Poate scorul și imaginea jocului arată că am avut un meci ușor. But it was an easy, we make easy. Dar nu a fost un meci ușor, noi l-am făcut ușor. From our defense first, we saw our big weapon in this year. În primul rând cu apărarea noastră, care este principala noastră armă în acest moment. And we have a very, very good adjust and a very good selection against this kind of defense who play Timba, who is very, very difficult. Zone press, zone from man to man, zone is not so easy for any team to adjust and to adjust positive against them. Și ne-am adaptat foarte bine, am avut selecții foarte bune împotriva acestei apărări pe care o practică Timba, din zonă pressing în zonă, din apărare om la om în zonă. Este o apărare foarte dificilă și nu multe echipe se pot adapta foarte bine la acest stil de apărare. For us, we have two positive for tonight. Sure, the win. Pentru noi avem două lucruri pozitive în seara asta, cu siguranță primul este victoria. Who led us in the first four teams in the league? Care ne menține în primele patru echipe din campionat în acest sezon, în acest moment. And the second, we have two chances to rest some of our basic players because you know very well how important game we have after three days against Cormet here. Și de asemenea ne-am putut odihni și câțiva dintre jucătorii noștri de bază pentru că toată lumea știe cât de important este meciul pe care l-am disputat peste 3 zile cu Cormet aici. And it was very, very good things for us. This is what happened. Și acest lucru este foarte bucurător pentru noi. Last one is very happy, I want to say, in the last 10 minutes. Ultimul lucru este foarte mulțumit și vrea chiar să prezideți lucrul în ultimele 10 minute. We play with all Romanians inside. Am jucat doar cu jucători români pe teren. And this is what I show make me very happy because they adjust very, very well in the game. Și ceea ce a văzut l-a mulțumit foarte mult pentru că s-au adaptat foarte bine la joc. Another one time, good luck to Timba. I wish you them all the best. Încă o dată, mult noroc echipei din Timba. Le dorim tot ce este mai bun. And I give my congratulations to my players because they deserve whatever they give today. Și felicitări jucătorilor pentru că au meritat tot ceea ce au obținut astăzi. A fost și un test fizic acest meci? Un physical test, this game? Physical test we give every day. I will tell you something, believe me. It's very hard. These 10 days it was very hard and for me as a coach and for the players. Me, which I don't play and I am tired. Thinking about the players, for example, we go to play against Steaua. Steaua have 6 days to prepare about the game and we have just one practice to prepare about this game. Before, we have Oradea, the same thing. Now, for example, Timba, he have 1 week to prepare themselves. We have just 2 days. Believe me, it's very difficult, very, very difficult. We have these distances, so, but we have to continue like that. We have to fight. We have to press ourselves more because in this moment we are one wing, maybe one or two wings away from last 16 Euro Challenge. And at the same time, the team is in the first four or five teams. That's why we have to give for another one time congratulations to the players. But believe me, it's very, very tough this thing. Teste fizice avem mereu, de exemplu, în ultimele 10 zile au fost foarte solicitate pentru noi. Dumnealui ca antrenor care nu joacă se simte obosit, vă dați seama cum se simt jucătorii pentru distanțele lungi care le avem de parcurs. Spre exemplu, am mers să jucăm împotriva celor de la Steaua, ei au avut 6 zile să pregătească acest meci cu noi. Noi am avut însă un singur antrenament, la fel s-a întâmplat și Oradea. Acum Timba a avut de asemenea de o săptămână întreagă la dispoziție pentru a pregăti acest meci. Este foarte dificil pentru noi, însă ne vom adapta, vom continua să mergem mai departe pentru că suntem la
poate o victorie sau două distanță de calificare mai departe în ultimele 16 în Euro Challenge și cu această victorie echipa se menține pe primele 4-5 poziții în campionat. Pentru acest lucru, încă o dată trebuie să transmitem felicitări jucătorilor noștri. Plus, we lost one of our best players, Luis. Plus Tudosa, who was one in the time when he go out, it was one of our best players also. They give us a lot of solution in point guard. I mean, it's very, very difficult, but we are fighters as a team. Everybody believe in ourselves, everybody believe in this team, and that's why we continue, we make the difference until the end of the season. Plus că am pierdut unul dintre cei mai buni jucători pe derby, plus că l-am pierdut și pe Tudose și în momentul în care, din păcate, a ieșit din ecuație, era un jucător care ne oferea foarte multe soluții, însă ne vom adapta și la aceste situații, suntem luptători și aceasta va face diferența la sfârșitul sezonului. Are Derby șansă să se revină acum? Derby is almost near to be ready, not 100%. We'll see if we'll be ready normally against Cluj on Saturday. Derby este pregătit, aproape pregătit, nu 100%. Vom vedea dacă va putea juca marți. Noi sperăm să fie 100% pregătit la meciul de sâmbătă cu Bobitelco. Okay? Thank you very much.